Ziua de lucru începe la ora 7. Timp de 8 ore, deținuții confecționează încălțăminte pentru bărbați și femei în funcție de anotimp. Fiecare are un rol bine definit. Acum pregătesc comanda pentru viitorii absolvenți a instituțiilor de învățământ din cadrul Ministerelor de Interne și al Apărării. Niciunul dintre cei 70 de deținuți nu știa ce înseamnă această meserie până să ajungă după gradii. Acum suntem la completarea ștaifurilor cu niște cuie de fixare. După aceea acest pantof merge, se montează un gleng, după aceea merge la scămoșat. Sunt responsabil de calitatea mărfii. Deci toate articolele de încălțăminte trec pentru a fi verificate de către mine și de către persoanele civile cu care suntem la controlul mărfii. Având o pedeapsă mai mare și fapta mai grea și a fost singurul punct de lucru care puteam să particip, să lucrez pentru a mă întreține. Pentru trecerea timpului și să învăț ceva. Și cum mi se pare meseria asta? Pe o meserie frumoasă. Acasă ce făceați afară? Păi afară am lucrat mai multe. Am lucrat în sporturi auto, la bar, am fost plecat mult din țară. Fabrica de încălțăminte din cadrul penitenciarului Craiova a fost înființată în anul 1963, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri de la acea vreme. Primele produse realizate au fost bocanci și pâslari, în medie câte 500 de perechi pe zi. Acum gama de produse s-a diversificat. Când m-am angajat în 78, am prins și 3 schimburi aici, să lucra 50.000 de perechi pe lună, 25.000 de perechi pe schimb să lucra. S-a lucrat și 3 schimburi, dar s-a lucrat puțin. Dar ultimul timp, ani de zile, am lucrat cel puțin 20-25 de ani în 2 schimburi. La nivelul anului 2016 avem un număr de 170, în jur de 175.000 de perechi de pantofi confecționate în fabrica noastră. Producem pentru tot sistemul administrației penitenciare, tot ce înseamnă instituții ale administrației penitenciarelor, precum și pentru instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și ordine publică. Fabrica de încălțăminte a penitenciarului Craiova are comenzi și din partea unor firme de renume din țară și străinătate. O pereche de încălțăminte de bărbați costă 180 de lei, iar una pentru femei 150 de lei. Deținuților le revine un procent de 40% din câștiguri.